Salut prieteni, bine ați venit la itassistant.org. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi vom învăța împreună cum punem control panel în start screen-ul din Windows 8. By default, Windows 8 nu vine nici cu control panel pe desktop, dar nici în interfața Metro UI. De fapt, start screen-ul este acesta, o interfață Metro UI destul de drăguță, destul de intuitivă. Dar pentru mulți este destul de greu de utilizat. Pentru a accesa control panel, de obicei în Windows 8 trebuia să mergem în computer, care din păcate nici acesta nu era pe desktop, o să vedem imediat cum îl aducem, și dăm Open Control Panel. Dar pentru a nu mai parcurge atâția pași pentru a deschide control panel cu un singur click, va trebui să-l punem în Start Screen. Asta o să vedem astăzi, acest lucru îl vom vedea cum îl realizăm. Pentru a duce computer și control panel pe desktop, clic dreapta pe desktop personalize. Mergem pe change desktop icons și aici bifăm control panel și computer. Dacă nu mai vrem recycle bin pe desktop, îl debifăm. Recomandat este să fie control panel, computer și recycle bin. Ajungem mai ușor la setările pe care vrem să le realizăm dacă avem aceste trei elemente pe desktop. Ok. Închidem Personalize. Și când vom da dublu click pe Control Panel, se va deschide Control Panel. Haideți să vedem cum îl pinuim. În mod normal, Control Panel nu îl putem pinui în start. Va trebui să creăm o scurtătură a Control Panel-ului. Cum facem acest lucru? În textul tutorialului veți avea aceste texte, cum ar spune unii, ciudate, dar nu sunt deloc așa. Vom avea nevoie de ele imediat. Haideți să începem. Dăm click dreapta pe desktop, New, și de aici alegem Shortcut. În această căsuță revenim în documentul text. Luăm primul text, o să aveți toate detaliile în textul tutorialului. Luăm cu copy, pastăm aici, click dreapta, paste, next. Aici îi dăm un nume. Recomandat ar fi să îi dați numele Control Panel, pentru că este mai intuitiv. Dăm finish. Am creat scurtătura, dar nu seamănă deloc cu Control Panel-ul original. În mod de dublu click, tot Control Panel se va deschide. Haideți să vedeți. Diferența este că aici este setat. Nu este setat large icons. Este identic, nu este alt control panel. Pentru a face și iconița identică, clic dreapta, proprietăți, change icon și aici alegem iconița control panel. Din păcate nu este în listă. Luăm acest al doilea text ciudat cu copy, v-am spus, o să aveți toate detaliile în text. Paste și dăm un enter. Acum ni s-a afișat iconița Control Panel, aceasta este, dăm un click pe ea, OK, Apply, OK, și este acum identic cu cel original. Haideți că o să-l șterg și eu pe cel original. Și click dreapta pe el, Pin to Start. Dacă ați observat, la cel original nu aveam atâtea opțiuni. Putem să-i dăm pin to start, să-i dăm pin to taskbar și avem control panel în taskbar. Este o funcție foarte utilă, zic eu. Acum dacă o să apăsăm tasta cu sigla Windows, observăm că aici avem control panel. Pentru a-l aduce înainte, aici poate noi umblăm foarte mult în control panel. Ținem click apăsat și îl tragem și îl punem unde vrem. Cam asta a fost. Dacă vrei să scăpați de control panel, clic dreapta delete. Atenție, dacă o să ștergeți această scurtătură, haideți să o șterg și eu, delete, și de aici ar trebui să dispară control panel, probabil va dispărea după următorul restart. Deci indicat ar fi ca scurtătura să rămână în continuare pe desktop. Puteți să o faceți hide, ascunsă, dacă vă deranjează. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, sunteți pe itassistant.org, eu am fost Vlad, la revedere!